din decembrie la legile și după aia vom vedea ce se mai întâmplă de la 1 ianuarie 2015. Nu așa se vede, Dumnezeu. Am rămas, cum să spun, și în coadă de pește și în ceață să-l citesc pe premier după discuția de ieri. Promulgă sau nu președintele această lege? Deci ar promulga-o? Răspunsurile le are sau nu le are premierul? Premierul susține că le are. Din înregistrări vedem că ar fi niște goluri acolo în argumentele de la Palatul Victoria. Cum ar trebui să se finalizeze povestea asta? Păi, hai să luăm statistic, să vedem ce s-a întâmplat în trecut. De ce mai multe ori Băsescu, după ce câștiga un meci de imagine asemănător cu cel legat de CAS, de scăderea CAS, a promulgat legile respective.